Bună ziua și bine v-am regăsit la dialogurile MCP. Numele meu este Mihai Matei, sunt avocat colaborator al MCP Cabinet Avocații și la am alături de mine pe domnul avocat Marius Cătălin Preduț, avocatul titular al MCP Cabinet Avocați. În cadrul dialogului de astăzi vom aborda tema concedierii pe motiv că salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat, ca motiv de concediere ce ține de persoana salariatului, prevăzut de articolul 61 litera D din Codul Muncii. Mai exact, tema de discuție vizează situația aparte a concedierii unui salariat cu o vechime mare pe locul de muncă în care este încadrat. În primul rând, domnule avocat, ce înseamnă sau ce presupune necorespunderea profesională a unui salariat cu locul de muncă pe care este încadrat? Necorespunderea profesională a salariatului pe locul pe care a fost încadrat sau a fost ulterior schimbat, Presupune faptul că acesta nu mai corespunde celor avute în vedere la momentul la care au ocupat locul de muncă respectiv. Nu mai corespunde rezultatul muncii, atât în ceea ce privește cantitatea muncii prestate, cât și, cu precădere de foarte multe ori, calitatea muncii prestate pentru angajator. Pe baza unor criterii prealabil stabilite de către ambele părți de evaluare a performanțelor profesionale ale salariatului în muncă, se poate verifica dacă într-adevăr salariatul își îndeplinește corespunzător cantitativ și calitativ atribuțiile de serviciu stabilite prin fișa postului, așa cum sunt ele comunicate pe salariatului. Poate ajunge un salariat în situația de a nu corespunde profesional cu locul de muncă în, situa în cazul în care este încadrat pe acest loc de o perioadă îndelungată. Lucrurile se pot schimba în derularea raportului de muncă: se poate ajunge la o suficiență a salariatului, la o neimplicare a acestuia în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, pe de-o parte, iar pe de altă parte, se poate ajunge la situația în care angajatorul să nu mai ofere aceleași condiții de muncă salariatului sau salariatul. În decursul timpului, obținând rezultate satisfăcătoare în muncă, angajatorul să solicite și mai mult de la respectivul salariat. Acestea sunt situațiile care pot să apară în derularea raporturilor de muncă. Astfel, dacă în trecut salariatul a corespuns profesional prin raportare. La verificarea acelorași criterii de evaluare prin raportare, la aceeași cantitate și calitate de muncă intervin aceste schimbări la care ați făcut referire, trebuie să se verifice cele arătate anterior. Dacă există o schimbare în comportamentul salariatului în ceea ce privește implicarea în deplinirea sarcinilor de serviciu sau. Dacă nu cumva, din partea angajatorului vine o supra-solicitare față de ceea ce se întâmpla anterior. Verificând. Criteriile inițiale, verificând prin comparație fișele de evaluare anterioare, se poate stabili dacă s-au respectat criteriile de evaluare și dacă rezultatul evaluării este unul corect, ci nu unul subiectiv, stabilit de către șeful ierarhic sau evaluatorul stabilit de către angajator. Care este modalitatea prin care angajatorul poate ajunge la concluzia necorespunderii profesionale a salariatului și de a lua decizia de a-l concedia? Angajatorul are posibilitatea de a evalua salariatul potrivit procedurilor interne stabilite și comunicate salariatului, pe de-o parte, iar pe de altă parte, va trebui ca întreaga evaluare profesională a salariatului să se realizeze. În cadrul și respectând criteriile stabilite pentru evaluarea salariatului, pe de o parte, criteriile generale și, pe de altă parte, criteriile speciale, criterii care anterior încheierii contractului individual de muncă sau dacă au suferit modificări, raporturile de muncă. Pe parcursul acestora au fost comunicate și au fost însușite de către salariat, neputându-se efectua o evaluare profesională pe baza unor criterii stabilite ad, ad hoc la un anumit moment dat de către, de către angajator acest din urmă aspect putând fi criticat de către salariat în cadrul unei contestații împotriva evaluării profesionale a salariatului. Demararea procedurii de evaluare implică în mod neapărat o faptă culpabilă a salariatului în prealabil? Nu, de vreme ce discutăm de o culpă care ar declanșa o procedură internă a angajatorului, atunci se ajunge și la diferențierea care este necesară să se realizeze între evaluarea profesională a salariatului care se stabilește potrivit procedurii interne a angajatorului, atât în ceea ce privește mecanismele de evaluare, cât și periodicitatea efectorii acesteia de procedura cercetării disciplinare a salariatului, adică acest, acest element esențial stabilirii unei abateri disciplinare, culpa, vinovăția salariatului în respectarea Sarcinilor de serviciu este cea care face diferența de față de evaluarea și sancționarea pentru necorespundere profesională a salariatului. Da, dacă angajatorul observă că salariatul culpabil cu vinovăție nu își îndeplinește anumite sarcini de serviciu sau le îndeplinește în mod necorespunzător, are la îndemână procedura cercetării disciplinare a salariatului, în cadrul căreia, verificând sesizarea primită și apărările formulate de către salariat, are posibilitatea de a califica respectiva faptă care a fost sesizată ca fiind sau nu o abatere disciplinară. S-ar putea baza o eventuală decizie de concediere pe un motiv subiectiv cum este acela al pierderii încrederii în persoana salariatului? Da, pentru că una dintre obligațiile generale stabilite în sarcina salariatului este aceea de fidelitate față de angajator, fidelitate față de colectivul în care acesta își desfășoară activitatea în situația în care angajatorul observă o neimplicare a salariatului, în cadrul procedurii de evaluare a competențelor profesionale, poate să verifice dacă acest criteriu al implicării, al comunicării. Cu ceilalți salariați sau cu clienții angajatorului a fost sau nu respectat de către salariat. Iar dacă se constată pe baza unor elemente obiective, se poate aplica, se poate ajunge și la măsura concedierii pentru necorespundere profesională. Poate veni decizia de concediere a salariatului pentru motivul necorespunderii profesionale ca urmare a reducerii capacității de muncă a acestuia? Nu. În situația în care capacitățile fizice sau psihice ale salariatului s-au redus ca urmare a uzurii acestuia sau ca urmare a intervenirii unor evenimente în viața salariatului, accidente și așa mai departe, degradarea unor simțuri, nu poate face obiectul evaluării profesionale a acestuia. Atunci, în această situație, salariatul va fi supus unei expertize medicale, iar dacă se constată reducerea capacității de muncă a salariatului angajatorul are întâi de toate obligația de a-i oferi un alt loc de muncă care să corespundă capacităților fizice și psihice reduse sau, dacă nu identifică un astfel de loc de muncă vacant în cadrul unității respective, va trebui să se adreseze Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea identificării unui loc de muncă compatibil cu noua situația salariatului în cazul în care, bineînțeles, în cadrul angajatorului nu există un loc de muncă vacant, atunci se va dispune încetarea contractului individual de muncă pentru incapacitatea salariatului. Vă mulțumesc, domnule avocat, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție și vă așteptăm în continuare pe site-ul nostru www.mcpavocați.ro pentru a vă sprijini în protejarea drepturilor dumneavoastră. Vă mulțumim!